Regina Maria îi se datorează managerului nostru, Daniel Vulcu, această alegere. A fost binecuvântată și aprobată inclusiv de Casa Regală această alegere și spectacolul Scripcarul pe acoperiș, în opinia mea, este perla coroanei. Nu am ce să ascund de el, e clar, vrea vaca mea cea nouă de lapte, nu-i o dau și pace. Devia, nu fi bău! Când nu l-am vrea să-ți vorbesc, să te duci la el, să l-am vrea! Unde nu am ce să vorbesc cu Lazar, vorb măcelar! Devia, dar promite că nu duce trece și-o mă bun! Unde mă rog! Participăm la festivalul ăsta, cred că de vreo... Ăsta e al treilea an consecutiv în care am venit. Primele două spectacole le-am jucat pe scenă mobilă, în Piața Ovidiu. A fost foarte bine, adică suntem obișnuiți cu chestiile astea. În Teatrul Regina Maria avem foarte multe piese muzicale, musical-uri, de fapt, ce să mai... Și suntem obișnuiți să le jucăm, adică le jucăm la fel de bine pe scena teatrului, în interior sau pe scenă mobilă, nu avem niciun fel de problemă. Și în general ne-am simțit foarte bine. Nous sommes une compagnie lyonnaise, nous venons de France et nous avons à notre actif à peu près une trentaine de spectacles et nous sommes invités ici par Seine et Danube, par Petra Petrushko et nous y venons présenter un spectacle que j'ai adapté d'après l'œuvre de Miguel de Cervantes qui s'appelle « L'homme qui tua Don Quichotte ». Une lecture qu'on voit rarement aujourd'hui et qui nous laisse supposer que Cervantes a voulu absolument tuer son héros. Un morceau de pain et de fromage que j'ai reçu par-dessus le mur de la basse-cour quand je m'en allais, du fromage de brebis, de la menthe, Chico. Oh, si vous l'abandonnez quelque chose, c'est certainement qu'elle n'en avait pas sous la main. Ah ben oui, ça, monsieur. Certainement. Mais dis-moi, quand tu t'es approché d'elle, n'as-tu pas respiré un parfum d'harmonie? Non, mais je sentais plutôt la sueur. Vous pensez? Elle avait dû bien transpirer à faire tout ce travail. Quoi? Tu te trompes, Sancho. Où tu étais envolé? Où tu as confondu avec ta propre odeur?